Ce filmezi, mă, cu mă? Eu n-am zis să nu vii, să nu faci dreptate la lume, fă! Dar nu sunt dragi mie cazanele la gunoi. O stradă întreagă din Ovidiu a ajuns la spitalul de boli infecțioase din Constanța din pricina unei familii de romi care trăiește într-o mizerie de nedescris. O femeie care locuiește pe strada Egretei susține că a ajuns cu ambii copii la spital, suspect fiind de hepatita A. Fata a început să îngălbenească la ochi și când am vorbit cu vecinele că suspectez că este de hepatita A, mi s-a spus că deja a fost două persoane internate. Una a fost externată și cealaltă este în spital. Am dorit să se prin asta se facă curățenie, foarte multă mizerie. Putem să dăm și în alte cazuri mai periculoase decât acesta. În general, simptome de tip digestiv, greață, vărsături, dureri abdominale, stare de astenie fizică, somnolență. Din datele cunoscute la Spital de Boli Infecțioase s-au prezentat în ultimile zile patru cazuri de suspiciuni de hepatită acută virală. Oamenii se plâng că nu își mai pot lăsa copiii la joacă din pricina gunoiului pe care vecinii romi îl aruncă la voia întâmplării. De la ce nume credeți că, de ce sunt boli? Domnule, și în general, uitați mizeria care este. De la asta. De la ce altceva? Deocamdată, autoritățile județene au declanșat o anchetă. Direcția de Sănătate Publică, dar și Direcția de Asistență Socială vor avea ultimul cuvânt. Și după ce se va da verdictul, autoritățile locale din Ovidiu vor lua măsuri. Până atunci, medicii avertizează că cea mai eficientă metodă pentru a preveni boala este spălatul serios al mâinii.